Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să citim câteva versete ridicați în picioare din Cartea Roman, din capitolul 13. Începem citirea cu versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mi-a fost foarte greu să mă decid asupra unui cuvânt de învățătură. Până la urmă am rămas la versetele acestea pe care le-am citit și aș vrea să vorbesc puțin despre starea de veghe pe care noi trebuie să o avem în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că ultimul eveniment major care se va consuma în procesul mântuirii noastre, după ce s-au succedat rând pe rând alte evenimente importante, ultimul este revenirea Domnului, judecata care o va face Dumnezeu și împărăția pe care ne-o va da Dumnezeu. Și pentru acest eveniment noi trebuie, frații mei, să fim pregătiți. Dumnezeu să ne ajute! Aș vrea din Sfânta Scriptură să vorbesc de câteva categorii de oameni pe care le întâlnim și care în așteptarea lor și care în slujirea lor au adormit. Și consecințele au fost fatale pentru ei. Aș vrea să începem în Matei 25 cu pilda fecioarelor nechipzuite. De aici am intitulat predica o altă predică, împreună, dar nu la fel. Noi locuim împreună, creștinătatea împreună, dar nu suntem la fel. În Italia, printre creștini din Italia, printre locuitorii de la Mansue, de unde lucrați dumneavoastră, noi suntem împreună, dar nu suntem la fel. Între românii din Italia, noi suntem împreună, ne întâlnim la primărie, la școală, pe scara blocului, dar nu suntem la fel. Și tare mă tem că și în adunare suntem împreună, dar nu suntem la fel. Căci în ce privește veghea, starea de veghe, în așteptarea revenirii Domnului, credincioșii sunt diferiți, oamenii sunt diferiți. Nu vorbim de acei care nu-L așteaptă pe Domnul. Sunt oameni care nu-L așteaptă pe Domnul. În 2 Petru capitolul 3, când vorbea Petru de revenirea Domnului, prima dată e prezentată o categorie numită batjocoritori. Să știți că înainte de toate vor veni bajocoritori prin nebajocuri care vor zice unde este făgăduința venirii Lui, că de când au adormit părinții noștri toate sunt că la începutul zidirii, că la din se facă nu știu odinioară, era un cer și un pământ scos din apă și cu ajutorul apii și că lumea de atunci a perit înecată prin apă, iar cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății. Prima dată vin bajocoritori, lasă-mă, Domnule, cu sfârșitul lumii, lasă-mă cu venirea Domnului, lasă-mă cu toate. Noi nu suntem din aceea, da? Apostolul Pavel deosebește o categorie de oameni, spune în Timotei, că răstoarnă credința multora și îi zic o și venit învierea. Vorbesc de Emineu și Filet și alții, da? E o altă categorie de oameni. Dar între credincioși sunt și oameni care așteaptă pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute să fim din aceea. Acum, credincioșii, cele 10 fecioare, aveau aceleași așteptări. Toate fecioarele le așteptau pe Mire, dar pregătirea era diferită.
aceleași așteptări, dar nu aceleași pregătiri. Pentru că 5 din ele erau nechipzuite. Eu am vrut să mă verific pe mine din Sfânta Scriptură, să văd dacă sunt nechipzuit sau dacă sunt înțelept. Și am vrut să văd în Sfânta Scriptură cum arată un om nechipzuit. Și am găsit scris în Efeseni 5:4, spune Apostolul Pavel, să nu se audă între voi glumii proaste sau vorbe nechipzuite. Unii credincioși sunt nechipzuiți în vorbire, nu vorbesc înțelept. Sunt din aceia aici în adunare? Efeseni 4:29 spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură. Efeseni 5:4, dacă continuăm, să nu se audă glume proaste, cuvinte porcoase sau vorbe nechipzuite. Un om care are un astfel de vocabular este un om nechipzuit. Să nu fim așa. O altă nechipzuință exprimată prin vorbe, am găsit în Psalmul 31, versetul 22. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt părăsit de Domnul. Ajunsese omul într-o stare de depresie, într-o stare de desnădejde și spunea, Dumnezeu m-a părăsit. Ați ajuns vreodată așa? Să spuneți, Doamne, nu mai ascult, nu te mai interesează de mine, Doamne, m-ai părăsit, Doamne, m-ai lepădat. Ați ajuns stări din astea? Și psalmistul spunea, în pornirea mea nechipzuită, ziceam așa. Dar în versetele următoare el spune, dar tu ai ascultat rugăciunea mea. Să știți că Dumnezeu ascultă rugăciunea, amin? În Numeri capitolul 12 vine Aaron cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, în versetul 11, iartă nechipzuința robilor tăi. Adică iartă nechipzuința mea și a lui soră mea Maria. În ce-a constat nechipzuința acestor oameni? L-au vorbit de rău pe Moise, l-au bârfit, l-au clevetit, au spus, destul Moise, tot poporul e sfânt. Și Maria a fost lovită cu lebră. Oare este în adunarea asta cineva nechipzuit și își exprimă nechipzuința lor vorbind de rău pe cărmuitorii adunării? Nu știu, întreb, că nu știu. Nu mi-a făcut Domnul de cunoscut. Că dacă îmi făcea, vă spuneam că sunt. Dar dacă nu mi-a spus Domnul, trebuie să întreb. Este careva care cârtește, care bârfește, care nu-i place ceva? O trebuit la urmă Aaron să spună, Doamne, iartă nechipzuința asta, că am vorbit și nu trebuia să vorbesc. Eu mi-am verificat starea mea de înțelepciune sau nechipzuință prin prisma vorbirii mele. Și acolo unde m-am găsit vinovat, eu mi-am propus să mă pocăiesc. Mai vrea cineva să se pocăiască? Dumnezeu să ne ajute. Nechipzuit în vorbe, nechipzuit în umblare. Abateri de la calea Domnului în nechipzuință. Deuteronom 32:6, popor nechipzuit. Dumnezeu te-a scos, te-a salvat și vorbește de închinarea la idol. Și Moise îi spune, voi sunteți un popor nechipzuit dacă vă abateți astăzi de la Domnul. Nu intrăm în detalii legate de închinarea la idol. Dar orice deviere de pe calea Domnului înseamnă nechipzuință. Dumnezeu spunea la evrei, și evreii au venit cu cererea asta la împăratul Edomului și au spus, lasă-ne să trecem prin țara ta, vom merge pe drumul împărătesc, nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga. Că în Proverbe 22:28, versetul spune, nu muta hotarele puse de părinții tăi. Dumnezeu să ne ajute să ținem calea împărătească, frate, să ținem drumul pocăinței drept. Amin? Și Pavel vine la cei din Galatea și le spune, o, galateni nechipzuiți, ați început cu Duhul și vreți să o sfârșiți cu firea. Oare sunt oameni din ăștia așa nechipzuiți, la care le plăcea rugăciunea și stăruința
și darurile Duhului Sfânt și pocăința. Și acum nu le mai place? La care îi plăcea slujbile duhovnicești și acum au deviat și o sfârșesc în firea pământească? Oare sunt echipzuiți din ăștia? Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin? Nechipzuit în vorbă, nechipzuit în umblare și nechipzuit în socoteală, în calcule. Că spune în Matei 7:26 despre un om nechipzuit care și-a pus casa pe nisip și când a venit încercarea credinței, casa s-a prăbușit. El a început pocăința, dar numai de vreme bună, numai cu soare și numai cu aplauze. Dar la prima încercare care a venit, că amândoi au zidit o casă, și cel înțelept și cel nechipzuit. Și tare o semănat ăștia amândoi, erau la fel. Diferența a făcut-o încercarea. Și în momentul când a venit încercarea, o casă a rămas în picioare, că era zidită pe stâncă de un om înțelept, iar unul nu și-a făcut bine socotelile. O pus casa pe nisip și la prima încercare casa i s-a dărâmat. Om fără minte, om neînțelept. Frații mei, noi când ne-am pornit pe calea pocăință, ne-am pornit pentru toată viața. Și dacă ne-i mai ușor, și dacă ne-i mai greu, și când suntem lăudați, și când suntem ocărâți, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ne-am pregătit pentru asta și ne așteptăm la asta. Dumnezeu să ne ajute, amin? Împreună, dar nu la fel, au plecat 12 iscoade ca să iscodească Canaanul. Erau aleși oameni pe sprânceană, cei mai din cei mai. Și când au venit înapoi, 10 erau într-un fel și 2 erau altfel. Au plecat 32.000 de oameni ca să lupte cu vrășmașa. Și din armata asta mare, 22.000 erau fricoși, 10 erau mii mai curajoși. Dar din aceia 10.000, o trebuie să rămână numai 300 care au dat dovadă de veghere la pârâu când au băut apă. Au luat apa cu pumnul și se uitau roată. Ceilalți au plecat și au băut de-a binelea și au spus domnul Gideon, trimite-i acasă. În biserica primară, har, trăire de obște, era totul frumos, dar nu erau la fel toți. Am vorbit dimineață de Anania și Safira, care făceau notă aparte, nu erau ca ceilalți. Suntem aici în adunare, suntem împreună, dar vă spun că nu suntem la fel. S-ar putea ca printre noi să fie oameni nechipzuiți, dar astăzi au șansa să ceară de la Domnul înțelepciune și să se facă înțelepți. Amin? Amin. Pentru că nechipzuința fecioarelor, în ce consta? Ei nu și-au luat toate dotările, ele nu și-au luat toate dotările. Că împreună cu candele n-au luat și un de lemn. Au fost superficiali în pregătire. Cineva spunea că blestemul secolului nostru îi superficialitatea. Mă duc și dau mâna cu pascarul, dar mă gândesc la celălalt. Dau mâna cu tine, dar peste umăr îl salut pe ăla din spatele adunării. Vorbești cu mine și eu mă gândesc acasă. Ne-am învățat să fim superficiali, să nu fim atenți, să nu fim profunzi. Și fecioarele astea au fost superficiale. Am, asta mi-ajunge. Nu-ți ajunge. Pentru vremurile grele care vor veni peste biserică, nu-ți ajunge să ai doar puțin. Trebuie să luăm totul și să ne umplem vasele noastre cu un de lemn sfânt. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și fecioarele astea au calculat greșit vremea pregătirii. Mai am vreme. El s-a gândit că mai pot face rost de un de lemn și când vine mirele. Și-o și plecat să cumpere un de lemn. Dar întârzierea le-a fost fatală. I-a spus lui Iosif lui Faraon, Faraon, 7 ani de belșug, 7 ani de sărăcie. Știți când a început să strângă grâu egiptenii? Din primul an. O strigat Iona încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Știți de când s-au pocăit ninivienii?
de când au auzit strigarea, puteau să spună încă 39 de zile așteptăm, că e prorocie de la Domnul, nu, de la început. Foarte mulți de noi amânăm clipa pregătire, că mai avem vreme. Dar Evrei 4:1 spune să luăm dar bine seama, că atâta vreme că stă în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Frații mei, am vorbit de 5 fecioare care au așteptat pe mirele. Asemănările sunt multe, deosebirile sunt puține. Până au venit mirele, s-au văzut numai asemănările. Când au venit mirele, s-au văzut numai deosebirile. Să ne ajute Domnul să fim oameni chipzuiți în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Amin? Aș vrea să mai vorbesc de un om care a dormit. Și parcă dormea la comandă. Parcă dormea la comandă. Când vorbesc de adormirea aceasta, eu am fost provocat, am mai predicat eu de aici, de un frate, care într-o joi seară a venit la noi și ne-a făcut adormiți pe toți. Zică, fraților, dormiți, uitați la mine, dormiți, fraților. Îi drept, eu eram de la muncă, era cald, eram obosit. Și fratele iarăși, el vorbea tare și striga și spunea, nici un amin, nici un aleluia, dormiți. Și se uita la mine, dormiți, parcă eu eram cel mai sănătos din adunare. Și atunci eu mi-am făcut o cercetare și am spus, măi, stai un pic, cum eu chiar dorm pe calea pocăință? Sunt născut în pocăință, botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt. M-am păzit de păcate mari, dau și eu un leu la strângere. Îmi vine familia la adunare, cântăm la cor, nu lipsesc de la adunare niciodată, ne rugăm. Mai citesc, mă, cum s-a dormit? Și eu chiar mă gândeam, măi, chiar dorm sau nu dorm? Și tot așa, făcându-mi o cercetare în cugetul meu, că el spunea, fraților, cuvintele astea din Romani, scrise pentru oia mântuiți, că le spune că mântuirea e mai aproape acum ca atunci când ați crezut. Nu-i pentru oia din lume, pentru cei din Efes care îi spune, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Nu-i pentru oia nepocăiți, îi pentru noi, că mântuirea e mai aproape ca atunci când ați crezut. Deci voi ați crezut și ați adormit. Măi, și așa m-am îngrijorat, am spus, Doamne, eu nu sunt de acord. Eu eram gata atunci, am mai spus eu, dacă mă mai întreba odată, frate, dorm? Eu să spun că nu dorm. Dar nu m-am mai întrebat. Și m-am tot gândit, măi, da, cum e cu adormitul ăsta în adunare? Cum e cu adormitul ăsta pe calea pocăință? Și atunci mi-a venit în minte un verset din Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 1, 2 și mai departe. Adormisem, dar inima înveghea. Deci omul când doarme, nu-i mort. Organele vitale funcționează, dar sunt părți ale corpului care sunt în stare latentă, ca și moarte. Până și pulsul scade și activitatea creierului scade și sistemul nervos și muscular e în repaus. Eu am văzut odată un om obosit dormea și venea băieță și îi lua mâna, i-o da pe spate. Îi lua mâna și i-o punea pe obraz. Și ăla dormea mai departe. Dar nu era mort. Nu era mort. Dar copiii se jucau cu mâna lui în tot felul. El așa de obosit dormea. Și am spus că există posibilitatea ca anumite părți din trupul omenesc să fie într-o stare latentă, în stare de adormire, să seamene, dacă vreți, cu un om mort. Eu cred că și în domeniul spiritual e tot așa. Sau chiar în biserică. Sunt domenii în care o biserică excelează. Dar în alte domenii să fie în stare de adormire. Sunt biserici bogate în Bucovina, când faci o strângere, te sperii câți bani dau. Excelează în privința asta. Dar când îi chem la rugăciuni marți seara, sunt foarte puțini. Apoi eu să-i spun ăsta că doarme pe calea pocăinței, mă, nu doarme, că are dărnicia. Și ăsta e un dar, nu?
dar o adormit într-un domeniu. Și așa m-am gândit că sunt mulți dintre noi și chiar multe adunări. Despre Efraim spune Osea că Efraim e ca o turtă neîntoarsă. Cum vine asta? Adică pe o parte e coaptă, e rumenită, e bună și pe o parte i-a luat crud, nu se poate mânca. Așa e și pocăința multora. Noi trebuie să fim pocăiți în toate domeniile vieții, fraților. E câte unul o biserică conservatoare. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Pe o parte suntem copți bine, rumeni, tot să ne mănânci. Dar am descoperit la noi în adunare că pe o parte i-a luat crud. Domenii în care suntem tare distanțieri. Până și Duhul Sfânt spunea odată unui frate, eram acolo prezent, măi omule, am văzut parcela ta de lucru, te-ai dus așa cu 3-4 rânduri plivite și lucrate și în urma aveai o parte nelucrată, dar tot tu erai. Adică avem domenii în care excelăm. Unii pot să exceleze în ținuta vestimentară. O ținută foarte decentă, o rânduială foarte strictă, dar când iei la vorbire de rău și la bârfă, a luat crud, n-ai ce face cu dânsul. Unii au un domeniu în care sunt foarte buni, dar domenii în care sunt foarte răi, fraților. Dar pocăința înseamnă pocăință și în îmbrăcăminte, și în vorbire, și în slujire, și în traiul cu vecinii, și la primărie, și la școală, și peste tot fiu pocăit. Amin? Este careva într-un domeniu din ăsta care i-a dormit și am identificat dar câteva domenii în care ți-ar putea să fim într-o stare de somnolență. Am luat eu primul domeniu, domeniul înfrânării. Și ajung la eroul nostru de care am început să vorbesc. Un om al lui Dumnezeu, un puternic cum n-ați avut voi în Italia și la Mansuie, un om extraordinar, dar care dormea așa la comandă. Vreau să vorbesc de Samson. Vreau să vorbesc de Samson, care, respectând paralela cu noi, avea o chemare deosebită, cum avem și noi, avea o lucrare deosebită, cum o avem și noi, avea o istorie deosebită, cum o avem și noi, dar tare repede doarme. Și doarme cu capul în polă la Dalila. A numit eu asta neînfrânare. Samson, de unde ai puterea cea mare? Păi, de unde eu am? Dacă aș fi legat cu 7 funi noi, mi-aș pierde puterea. Și Dalila la doarme. Și el doarme, domne. Și strigă, Samson, filistenii sunt împotriva ta, mă, și rupi funile. Ai, mă, că nu-i așa. De unde vine puterea? Păi dacă mi-ar fi împletit părul, că încet, încet se apropie de adevăr, și Samson iară doarme. Cum poți să dormi așa, măi? Doar ai văzut că prima dată ai fost în primejdie. Iară doarme și îi împletește părul în urzeală, îi bat un țăruș și iară bate. Samson, filistenii asupra ta. Bă, și sare Samson, smulge țărușul. Samson, iar mai păcălit. Mai spune, de unde ai putere? Și Samson iar doarme. Dacă aș fi ras, că briciul n-o trecut peste capul meu. Și Samson iar doarme. Cum îi dorm la comandă așa? Există oameni care tare somnolenți în domeniul înfrânării poftelor. Și cei care adorm în domeniul ăsta sunt în mare pericol. Pofte sunt pofte culinare, Psalmul 78, versetul 18, au ispitit pe Domnul, ceru mâncare după pofta lor, sunt pofte vizuale, Ezechiel 20:7, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile, sunt pofte sexuale, Matei 5:28, oricine se uită la o femeie și o poftește, a și păcătuit, sunt pofte auditive, își vor da învățători după poftele lor. Cum stați dumneavoastră cu înfrânarea poftelor? Nu vorbesc de înfrânarea poftelor, că e o predică lungă și
Vorbi altă dată, dacă ne ajută Domnul. Dar vreau să spun că în domeniul înfrânării poftelor, unii au adormit. Și dorm așa ca la comandă. Știți ce sfârșit a avut Samson? Și-a pierdut puterea. Sunt pocăiți care își pierd puterea. Și-a ajuns să lucreze pentru vrăjmași, învârte la râșniță pentru filisteni, în loc să lucreze pentru Domnul. Și la urmă a murit și a fost îngropat între Țorea și Eștaol, locul în care a fost consacrat el. Că e câte unul care își pierde puterea, se lasă de pocăință și la urmă îl îngroapă pocăinții, fac mormântare. Dar el acolo trebuia să fie sfânt în locul ăsta, între Țorea și Eștaol. Nu să fie îngropat acolo. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin? Cum stăm cu vegherea în domeniul ăsta? Sau hai să mai luăm încă un domeniu. A spus domeniul înfrânării, luăm domeniul învățăturii. Și citim în 2 Timotei, capitolul 4, acolo unde cuvântul Domnului, printre altele, spunea: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, așa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatim, stăruie, ceartă, mustră, îndeamnă cu toată blândețea. Și versetul 3, că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Îi deranjează învățătura sănătoasă. Fraților, cu toată simpatia care vă port, am ajuns la concluzia că în adunările noastre sunt frați deranjați de învățătura sănătoasă. Numai ce se vorbește despre nașterea de copii, așa cum o pune Biblia, și nu mai ești simpatic, și nu mai ești popular, nu mai se vorbește de decență în îmbrăcăminte și ținută vestimentară, și nu mai au nevoie de predica ta, mai nou, îi tot mai contesta botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi, oamenii nu mai au nevoie de învățătura asta, devin nepopular și sunt deranjați de învățătura sănătoasă. Va veni vremea asta? Spune cuvântul Domnului, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. În Coloseni 2:8 spunea: nimeni să nu vă fure cu filozofia lumea acesteia. Fraților noștri le place filozofia. Predicam într-o seară, nu știu unde, la Udine parcă, de o modalitate în care ni se strică gândurile, că nouă ne plac filozofiile. Au ajuns să ne deranjeze predicile simple și să nu ne placă. Dacă eu aș predica predica lui Petru de două ori la Mansuie, nu știu dacă mă mai chemați. Știi ce predica Petru? Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, voi l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat. Asta predica Petru. Uitați-vă în toate predicile lui. V-ați plictisit cu predica asta. Și atunci noi complicăm lucrurile. Trebuie să predicăm de cloșca cu pui, de orion, de caia lactei, de multe altele. Și apoi să vă spun, pocăiți-vă, fraților, că e mai plăcută predica asta. Spuneam eu odată, am fost chemat la Botoșan la o nuntă, m-a sunat Mirle și era de multe ori, nu mai știu cine, că am fost la multe nunți. Sâmbătă seara m-a sunat iară. Și-mi spune, frate Dragoș, rămâne așa? Măi, băiete, stai liniștit, dacă dă Domnul, mâine la nouă, sunt la voi la adunare. Na, Domnul, să te binecuvinteze. Și mai pune nu te spăna. Dar ce vrei să predici mâine? Eu zic, ce predici din nuntă? Femeia se teamă de bărbat și bărbatul să-și jumească nevasta. E bun? El spune, dar cum așa simplu? Zic, nu, o complicăm mâine, lasă. Așteaptă că mâine o complicăm. Că dacă e numai așa simplu, cui îi place predica asta, nu? Că am eu o predică din vindecarea lui Naaman și am intitulat eu, ce greu să fac lucrurile ușoare. Că i-a spus slujitorii, auzi stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un lucru ușor, nu l-ai fi făcut? Dar dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Dar dacă ți-a spus, știți pe ele, tot de Domnul știți pană. Noi suntem gata să facem lucruri grele, dar nu pe cele ușoare. Și-am dat numai un exemplu, da? Nu știu, dacă e la voi, parcă e mai bine o leacă.
Zic, ușor ar fi pentru o soră pocăită, când vine la adunare, să aibă o roche largă și lungă. Tare ar sta bine și comod pe bancă. I-ar fi ușor, nu? Nu-i mai ușor așa? Dar am văzut în adunări, într-o adunare, chiar m-a deranjat. Dom'le, cu niște fuste strâmte pe ele și scurte, și când s-au așezat, două ceasuri în continuu tot trage fusta. Dar poate ei nu crește ca la evrei din pustie, nu? Și una și-a pus eșarfa pe genunchi, una și-a pus caietul. Și domnul erau așa de năcăjâte, că au venit îmbrăcat în necuvincios. Nu le era mai ușor să stai așa liber și degajat? Dar noi lucrurile ușoare le facem greu. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? În privința înfrânării, poate fi o stare de adormire. În privința învățăturii, poate fi o stare de adormire. Am să citesc mai îndată versetul. Îi vor gâdila urechea să audă lucruri plăcute. Comunități religioase aplecate spre divertisment. Trebuie să încep numai decât cu o glumă, ca să-i trezești, să le descrețești fruntea. Trebuie să le spui ceva așa, ca să-i ții atenți la predică. Că dacă vorbești foarte concentrat și foarte sobru, i-ai pierdut de auditoriu. Și pe ei îi gâdile urechea să audă lucruri plăcute și își dau învățător după poftele lor. Și acum vine Pavel și spune, dar tu fii treaz în toate aceste lucruri. Dumnezeu să ne ajute, amin? În ce privește învățătura, noi să fim oameni treji și sfinți. Doamne ajută-ne, amin? Mai am un domeniu. Spune cuvântul Domnului Ezra, în capitolul 1, versetul 5, în versetul 1, Duhul Domnului a trezit Duhul lui Cir, iar în versetul 5, a trezit Duhul unui evrei. Și le-a pus îndemn ca să meargă la Ierusalim să zidească casa lui Dumnezeu. Erau mulți robi, dar nu s-au dus toți. Nu, nu. Erau mulți evrei, dar ăștia au rămas în Babilon. Dar o parte din ei s-au trezit. Duhul Domnului i-a trezit și a spus, măi, ne unim și plecăm la Ierusalim ca să zidim casa Domnului. Am numit eu domeniul interesului pentru biserică. Nu toți au avut interes. Unii au rămas că le-au plăcut în Babilon, s-au obișnuit cu Babilonul. Dar unii au spus, haide la Ierusalim ca să zidim casa Domnului. Și Duhul lor a fost trezit. Care e interesul tău pentru adunare? Când mai aveți dumneavoastră în timpul săptămânii rugăciune? Marța. Care nu a fost marța adunare, să ridice mâna sus. Îmi dați voie să vă întreb, de ce? Sunt un pic prea îndrăzneț, iertați-mă, mă retrag. Vorba lui Ștefan Ungureanu, nu intrăm aici că terenul moale. Da? De ce nu venim la adunare? Eu l-am întrebat odată pe un frate de la noi din adunare, măi frate, spune-mi tu cum ar arăta adunarea noastră dacă toți ar veni marța ca tine la adunare? El a pus capul în jos, cred că ar trebui încuietă. Dar de ce să încuiem adunarea și să nu vii careva din casa ta la adunare? Măi, nu puteți toți, aveți servicii, aveți școală, nu-s fanatic, înțeleg, trăiesc între oameni și eu. 35 de ani am făcut servicii, greu, 6 ani am fost la pensie și de o jumătate de an m-am reangajat și am servicii 8 ori la zi. Știu ce înseamnă servicii, știu ce înseamnă să ai copii la școală, dar vă mai spun un lucru. Eu am mulți ani de zile, nu știu câți, de când n-a lipsit niciodată de la adunare. Dacă n-am fost la noi la adunare, am fost în altă de adunare, ca acum. Dar să fie program de adunare și eu să stau acasă, am mulți ani de zile de când nu mi s-a întâmplat. Și când am fost bolnav și îmi spunea nevasta, măi, rămâi, a spus, nu măi, mă duc la adunare, cum pot? Și Dumnezeu m-a vindecat în drum spre adunare. Dar cum de tu n-ai interes să vii la adunare? Profetul Mica spune, aduceți în casa Domnului. Ce aduci tu în casa Domnului când vii?
Când ai venit în seara asta la adunare, cu ce ai venit? Că înaintea Domnului n-aveai voie să te duci cu mâna goală. Un bogat aducea un taur, unul mai sărac aducea un țap și unul mai sărac aducea un hulub, un porumbel. Dar înaintea Domnului trebuia să vii cu ceva. Tu cu ce ai venit la adunare? Aduceți trupurile voastre, da? Prima dată, Roman 12. Aduceți cuvinte de mulțumire. Aduceți lacrimi de căință. Și multe lucruri care aduceți zeciuieli în casa voastră. Domnul, multe lucruri care trebuie să le aducem. Dacă n-ai adus o predică, adă un amin, adă o rugăciune de mijlocire, adă o mijlocire în taină, adă o cântare, adă ceva în adunare. Cu ce ai venit în adunare? Te interesează adunarea? Te interesează casa lui Dumnezeu? Ești dispus să zidești tu casa Domnului ca evrei de altă dată? Sau tot a adormit? În ce privește interesul pentru adunarea noastră? Suntem treji sau suntem adormiți? Că spune în 1 Corinteni 14 cu 26, ce-i de făcut, frate, când ne adunăm la oaltă? Păi unul are o cântare, unul are o descoperire, unul o vorbire în altă limbă, unul o tâlcuire, toate să se facă spre zidire. Din astea toate tu ce ai avut? Măcar la cântarea în comun ai cântat? Eu când vorbeam de cântarea în comun, am auzit că sunt cântări cu negativ. Și am ascultat odată un negativ și am spus, băi, dar ce mulți cânt acolo, parcă-i fanfara de la Valea Glodru. Și unul spune, nu, frate, dragul, astea se fac în studio și așa este o tehnică acum, că ăla din studio poate să mai pun un instrument, poate să-l scoată din orchestră, poate să-l dea mai tare, să-l dea mai încet. Asta e tehnică totul. Și eu m-am mirat. Și am spus, măi, de la Dumnezeu ar fi posibilitatea, m-am întrebat eu, nu chiar le-am cu muzica, nici cu tehnica, oare ar fi la Dumnezeu o posibilitate ca la o cântare în comun Dumnezeu să-L înregistreze pe fiecare în parte cât cântă? Ce spune, se poate? S-ar putea, nu? Și acum am spus, dacă m-ar înregistra pe mine la o cântare în comun, după aceea să tacă adunarea și să dea drumul la bandă, spus, ascultați cât o cântat Dragoș Cruitor. Oare s-ar înțelege ce cântare a fost? Că un rând nu l-am spus deloc, două cuvinte nu le-am terminat, iar o jumătate de strofă mă gândeam în altă parte, la cântarea, când tu trebuie să aduci vocea ta și melodia ta în adunare. Trebuie să o aduci aici. Te interesează cântarea în comun? Da, astea toate se fac spre zidirea sufletească. Doamne, ajută-ne să cântăm, ajută-ne să ne rugăm, ajută-ne să dăm băunuță aceea la colectă, ajută-ne să postim pentru adunare, să aducem ceva la casa Domnului. Amin? Și apoi scrie în Efeseni capitolul 4, versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desărăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Aici este o echipă de oameni folosită de Dumnezeu în perfecționarea slujitorilor, a credincioșilor, care zidesc trupul lui Hristos. Recunoști oamenii ăștia? Îi respect, le dai cinstea cuvenită, le dai ajutorul cuvenit? Păi mersul adunării depinde foarte mult de cârmuirea adunării. Încet, încet, biserica îl va copia pe păstor. Ești interesat să ai un păstor plin de Duhul Sfânt? Un păstor puternic? Te rogi pentru el? Îl susții? Îl sprijine în toate domeniile, atunci te interesează adunarea. Dar noi erau dat un sfat frățesc, o adunare generală importantă. Și unul la pălăria și-a plecat. A spus, măi Costică, dar pe tine nu te interesează. Ce hotărâți voi, bine, eu am mare încredere în voi. Dar el se ducea că merge la iarbă verde. Apoi ce interes e pentru adunare când tu nici nu vii la adunare, nici nu slujești, nici nu te doare capul de nimica ce se întâmplă. Asta nu-i pocăință. Unii dorm în privința asta. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim. Amin? Frații mei,
este ceasul să ne sfârșim, ne trezim în sfârșit din somn. Am vorbit de fecioare, am vorbit de Samson, domeniul înfrânării, am vorbit din Timotei, domeniul învățăturii, și am vorbit din Ezra de domeniul interesului pentru adunare. Este careva care din seara asta vrea să fie mai pocăit, mai interesat? N-am predicat degeaba. Dumnezeu să ne ajute, amin? Acum vă fac o mărturisire. Nu știam la ce să mă hotăresc la predică. Pentru că mai am puțin timp, că nu știu dacă mai vin peste câțiva ani la voi, tare mi-a plăcut predica fratelui, cum, Valerică, Valentin, de la Ucraina. Îmi dați voi să o repet? Aia cu răbdarea? Mă lăsați? Că repetiția-i mama învățăturii, nu? Eu eram odată în adunarea din Arbori, stam lângă fratele Dragoș Hrițcu. Și era program, că era pe 2 ianuarie, un program prelungit. Și-a venit un băiețel și i-a dat la fratele Dragoș un bilet. Zice, bunicu, vreau să cânt o cântare, era un nepot de-a lui. Zice, lasă că bunicu te pune la cântat. Dar până l-a pus pe băiețel, l-a pus unul cu o poezie, cineva cu o cântare, iară cu un duet, iară nu știu ce. Și când a cântat o fată o cântare, o cântat tare frumos, o fată mare, la 20 de ani, băiețelul acela a venit la fratele Dragoș și a început a plânge. Da, așa plânge. Și fratele, dar ce s-a întâmplat, măi? Bunicu, cântarea asta am vrut să o cânt eu. Și o cântat-o e și eu nu mai știu altă cântare. Și apoi fratele Hrițcu a zis, lasă-mă, lasă că o rezolvă bunicul. Și s-a ridicat în picioare și a întrebat, a fost frumoasă cântarea ce e? Da. Și a trebuit cântată? Adunarea a zis că da. Nu credeți că ar trebui cântată de două ori? Și adunarea a spus că da. Și el a zis că, hai cântă, măi, cu te adunarea, vrea să te mai audă și pe tine. Și băiatul bucuros a cântat și el. Nu credeți că predica cu răbdare trebuie spusă de două ori? Ce spuneți? Începem? Da? Eu când am predicat de răbdare, nu mă repet predica lui, ca să poate rămânem cu ceva. Când am predicat de răbdare, eu am spus că răbdare e așa ca o scară cu mai multe trepte. În Coloseni 1 cu 11 se vorbește de răbdare, de îndelungă răbdare, în același verset. Unii spune, măi, nu mai pot răbda. Eu te cred. Și am o soluție. Când nu mai poți răbda, treci la îndelungă răbdare. E bun? Și când se termină îndelungă răbdare, scrie Matei 24 cu 13, cine va răbda până la sfârșit. N-ai șansă, măi, frate pocăit, n-ai șansă fără răbdare. Deci tu rabzi, când s-o gătit răbdarea, treci la îndelungă, când s-o gătit îndelungă răbdare, mai ai de răbda până la sfârșit și vei birui. Amin? Să ne ajute Dumnezeu. Când vorbeam eu de beneficiile răbdării, a spus că răbdarea, în primul rând, ne creionează, ne prezintă un portret frumos de om pocăit. Este o titulatură, nu știu dacă am ajuns noi la cuvântul acela. Spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 12, semnele unui apostol le-ați avut între voi. Eu am cunoscut apostoli ai Domnului. Dacă vreți, i-am cunoscut de la Arcadie Lăzăreanu, până la Munteanu, până la Mitruț Zamfir, până la Guranda, până la Axântii, până la alții și alții, oameni sfinți care au stat, Sârghi Gula, Anton Gula și alții, care au murit în pușcărie, i-am cunoscut, frați din ăștia. Ăștia erau apostoli. Eu ce semne și minune am văzut prin oamenii ăștia extraordinare. Am spus, ăștia sunt apostoli. Și vine Pavel și spune, semnele unui apostol le-ați avut între voi. Și pune primul semn, prin multă răbdare. Primul semn al unui apostol nu sunt vierile din morți, nu-s vindecările, nu-s botezurile cu Duhul Sfânt. Primul semn al unui apostol, prin multă răbdare. Avem noi multă răbdare? Frații mei, eu am făcut o socoteală din mic copil și până acum, când dată spun că am 60 de ani, o socotit un frate și spunea că vreo 400 și ceva de frați au fost în adunare și nu mai sunt, au murit.
făcut el listă, un bătrân de 90 de ani care nu poate dormi noaptea. Și am vorbit și cu dânsul. Din ăștia 400 de frați care am prins și nu mai sunt, eu despre fiecare știu câte ceva. Pe unii știu ca niște oameni foarte răbdători, așa cum vorbea fratele de la Ucraina, și pe unii știu foarte mânioși, foarte iuți. Și mi-a rămas, domnule, emblema, acum e o emblemă pusă pe un borcan în raft, așa a rămas emblema. Era un frate la noi atât de conservator, nu pot să vă spun. Nu era voie nicio fotografie și când m-a spus, am frate Sârghe, dar m-a tale pe buletin, ai fotografie? O zic că am, nici aceea nu trebuie să o fac. Domnule conservator, până dincolo de orice limită. Și mi-aduc aminte că în adunare s-a ridicat și a spus el o părere și cineva a spus, frate Sârghe, nu-i bun cum spui matale. Nu-i bun? Faceți cum vreți. O luat și o ieșit afară, o trântit ușa, o ieșit afară. N-a de ce mi-a rămas mie imaginea asta în minte. Era un bătrân, eu seamă cu tata era. Și în două minute a venit înapoi. Și eu am crezut că vine să-și ceară iertare. Dar el a venit înapoi că și-a uitat pălăria. Și-a luat pălăria din cuier și s-a dus mai mânios. Măi, noi o să murim, o să îmbătrânim, o să ne trecem, o să vină copiii în urma mea. Oare ce o să spună de mine? Eu chiar sunt interesat. Mă, era unul Dragoș Croitor. Acum eu am predicat într-o adunare, ei mă dau pe YouTube. Eu nu le am cu internetul. Dar fratele meu îmi spune, băi, ai văzut comentariile pe YouTube? Nu. Apoi unul spune așa, fratele Dragoș predică bine, dar mai trebuie să se pocăiască. Băi, ce ciudă mi-a fost. Cine e ăsta, băi, care nu încape de mine? După ce m-am gândit eu, dar dacă trebuie să mă mai pocăiesc. Deci unul, uitându-se la mine, a spus, îi mai trebuie pocăință. Oare ce spun alții despre mine? În ce privește răbdarea? Mă știu de om răbdător sau iute și mânios? Dumnezeu să ne ajute să fim răbdători. Amin? Că scrie în Luca, capitolul 21, versetul 19, că prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Cea mai importantă problemă îi mântuirea sufletului. Dar asta nu se poate face decât și prin răbdare. Să ne ajute Domnul să răbdăm, amin? În Proverbe 25 cu 15 spune, prin răbdare se înduplică un voivod și limba dulce zdrobește oasă. Mă, voivodul poate e bărbatul tău într-o zi. Vine și eu o hotărâre așa în napoda și-i mânios și spune de azi înainte, așa facem. Dar nu o spune bine. Tu ce faci? Îl îndupleci prin răbdare. Și limba ta dulce zdrobește oasă. Poate voivodul e Marius Livanu, sau e Apopi, sau e altul, e cârmuitor și vine fraților. Poate nu e cel mai bine. Mă, taci din gură. Așteaptă. Și când te luminează Domnul și când ai prilejul, apropie frumos să spune, frate, ai luat o hotărâre, dar uite, și limba dulce zdrobește și prin răbdare se înduplică un voivod. Să ne dea Domnul răbdare, amin. Eu tot mă gândind la răbdare, am spus, dar cum îmi fac rost de răbdare? Că răbdare la Dumnezeu, Dumnezeu răbdare scrie. Cum ajung eu să mă fac mai răbdător? Păi pot să mă duc eu la Domnul și să iau răbdare și dacă nu mă duc să iau răbdare și El mă vrea mântuit, poate vine să-mi dea El mie răbdare, dar nu s-a cereași condiții. Când eu vreau răbdare, mă duc în Sfânta Scriptură și spune Roman 15:4, că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca pe mângâierea și răbdarea care o dau Scripturile, noi să avem nădejde. Unde găsim răbdare? În Scriptură. Umpleți-vă mintea și inima cu Scriptura. Amin? Că scrie în Iacov capitolul 5, ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov. Dar unde am auzit vorbind? Voi unde ați auzit vorbind? În Sfânta Scriptură. Constatarea mea este, cuvântul Domnului are o putere extraordinară. Amin. Și prin citirea Scripturii,
când citești viețile sfinților și minunile lui Dumnezeu, te umple de credință și de răbdare. Oameni buni, promiteți că o să citiți mai mult în Scriptură? Și nu vă întreb acum iară, că vreau să păstrez o plăcută aducere a minții despre voi, care o citiți ieri în Biblie sau alaltă ieri. Dar eu vă spun că prin citirea Scripturii vă faceți rost de răbdare. Spune Biblia. Și apoi mai scrie în roada Duhului, Galateni 5:22, o aminti, frate. Roada Duhului dimpotrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. De aia spunea Pavel în Efeseni, fiți plin de Duh. Un om care e plin de Duhul Sfânt o să fie întotdeauna plin de îndelungă răbdare. Amin? Eu pot să-mi fac rost de răbdare, citind Scriptura și având starea de plinătate a Duhului Sfânt. Dacă nu, vine Domnul și îndă răbdare. Și apoi vine Roman, capitolul 5, versetul 2. Lui datorăm faptul că prin har ne aflăm în stare de credință în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Iisus. Ba mai bun, ne bucurăm și în necazurile noastre, fiindcă necazul aduce răbdare. Răbdare aduce biruință în încercare, biruința aduce nădejde și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Necazul aduce răbdare. Dacă nu vrei să-ți faci de răbdare prin rugăciune, prin citirea cuvântului, rost de răbdare, vine Domnul să trimite un necaz. Și atâta de răbdător te face, și atâta de pocăit te face. Eu știu o adunare și cunosc un frate, un pionier în credință, a adus credința în locurile acelea, dar când a îmbătrânit și tremura tot la cina Domnului, cineva a spus, frate, ar fi bine să mai iei un frate pe lângă matale, ca să te ajute în lucrare. Și el s-a pus cu mâinile de amvon și a spus, nici îngerii nu mă mută de aici. Și nu mai avut nimeni ce face. Era un om iute, pocăit, dar fără răbdare. Și Dumnezeu a îngăduit peste el o boală grea și a stat multă vreme la pat. Și când frații au mers în vizită, după o vreme, el a spus, păi bine, măi, să puneți un frate acolo între voi, că uite, eu zbolnav și stau în pat. Și frații au pus un conducător de adunare, care este și în ziua de azi, ăla, fratele bătrân, nu mai este, și l-a ordinat presbiter. Și după ce l-a ordinat presbiter, Dumnezeu pe bătrân l-a făcut sănătos și a venit la adunare și întreba frate, frate Olaru, ce ar trebui noi să facem aici? Și el vă spun, măi, frate, cum faceți voi așa e bine? Dumnezeu să vă dea binecuvântare. Băi, așa s-a pocăit că Dumnezeu îl iubea. Dar a trebuit întâi un necaz ca să-i aducă răbdare. Și apoi mai spune Iacov în capitolul 1, versetul 2, a fost citit. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți pe feluite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic și cu totul bun pentru orice lucrare bună. Când nu ai răbdare, Domnul îngăduie necaz sau încercarea credinței. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Și acum am mai vorbit eu încă un pic și închei predica. Mai aveți răbdare? Da, mai aveți răbdare. Utilizarea răbdării. După ce eu am multă răbdare, ce fac cu dânsa? Păi o folosesc. Unde o folosesc? O folosesc, scrie în Numeri 24:3, că evreii și-au pierdut răbdarea pe drum. Pe drumul ăsta a pocăinței, în călătoria mea, eu am nevoie de răbdare. Ai nevoie și tu? Dumnezeu să ne-o dea. Acum vă întreb, nu simbolic, nu în mod spiritual, în mod firesc așa, în călătoria ta prin Italia cu mașina, ai răbdare? Întreb, că dacă nu știu, nu. Cum te comporți la volan? Ești agresiv tare? Da? Eu am o poveste acum câțiva ani, nu mai știu cât, am mai povestit-o. Am fost chemat la Botoșan la o căsătorie, un băiat de-a lui Mircea Căuniac, păstorul. Nunta de la 3 la 5. Și eu am luat familia și am luat-o prin Verești și când am ajuns la barieră, s-a pus bariera.
Dar aglomerat drumul, eu n-am știut că e așa de aglomerat duminică. Și am intrat în criză de timp. Și tot voiam să depășesc, nu putem, veneau alții din față, așa mânau, parcă mergeau la morteți, nu la... Și când s-a pus bariera, băi, am stat nu știu câte minute. Și eu îi spuneam la copii, așa mă enervează trenul ăsta, dar copiii spune, da, tu ai fost mecanic locomotivă. Eu, da, eu mergem repede, nu că am mortul ăsta. Și s-a făcut o coloană de vreo 50, poate 100 de mașini. Și cum stam noi, eu eram al cincelea, cred că al șaselea, nu știu exact. Vine un băiet cu numele de Anglia, cu volanul pe dreapta, depășește toată coloana și se pune în față, partea cealaltă. Eu îi spun la copii, ăsta se trezește în Londra. Dar să vezi ce pățește el când se ridică bariera. Noi plecăm, ăia vin și el n-are unde merge. Și pe când îi explicam eu la copii prostia care au făcut-o, mai vine încă unul tot așa. Și încă unul, și încă unul, vreo patru. Ăștia au început să claxoneze, unul a ajuns în drept cu mine. Ei, eu m-am simțit o leacă supărat. Am dat geamul în jos, dar eu sunt păstor. Și am vrut atâta să-i fac. Puștanul, că era un puștan, dă geamul înaintea mea și spune, pacea Domnului, frate Dragoș. Eu zic, pace, dar ce faci, nu-i frumos. Eu asta aveam în inimă. Frate Dragoș, tot la nuntă, la Botoșani, tot. Zic că noi venim cu mireasa de la Iaslovăț, dar în Salcea am stat o oră în blocaj, a fost o demonstrație aviatică și n-am putut pleca. Primul-i Mirile și Mirile mai cu minte ca mine. S-a dus la prima mașină, era un bus, o vorbit ceva cu el, i-a spus, bă, Mirile, merg la biserică, când s-a ridicat bariera, ăla cu busul nu a plecat. Le-a dat voie la teț și a trecut. Și am ajuns și eu în urma lor și m-a pus la predică. Adunarea era o leacă supărată, cu o întârziat mire. Și eu le-am spus, măi, ați avut și voi o nuntă după Biblie și vă supărați. Nu scrie în Biblie, fiindcă Mirile zăbovea? Păi Domnul zăbovit Mirile, care-i treaba? E până la unul s-o gătat nunta. Dar eu m-am văzut nipocăit. Și acum vă spun vouă, să nu faceți ca mine în trafic. Amin? Ne trebuie mult răbdare în călătorie. Când predicam eu din găduința creștină, când te îmbreci și te sui dimineața la mașină și pornești motorul și nevasta nu mai vine. Ce s-a întâmplat? Ce faci? Da, treaba voastră ce faceți. Eu spuneam că trebuie îngăduită și răbdare să ne dea Domnul. Ne trebuie răbdare în așteptare. Evrei 6:15, și fiindcă așteptat cu răbdare, o primit făgăduința. Așteptare când vorbim să ne răbdăm. Ați văzut că deodată la un sfat frățesc, nu-i răbdare, Domnule. Noi vorbeam ceva în adunare, să ridic unul, frate, vreau să spun ceva. Zic, frate, stai un pic la rând, uite, eu te trec. Nu, dacă nu spun acum, apoi uit. Apoi, dar nu așa, măi, asta nu-i civilizație, nu că pocăință. Noi avem timp să ne așteptăm, să ne răbdăm. Băi, când vorbește nevasta, eu rabd. Când vorbesc eu, rabdă e. Adică ne așteptăm unul pe alții și în adunare tot, că așa e frumos. Răbdare în așteptare. Aici eu iar am probleme. Mă duc la dispensar, o singură adeverință pentru băiet la sport. Trântesc ușa la mașină, mă duc la dispensar, băi, când intru acolo, parcă tot Bosanci era bolnav. Vreau 20-25 acolo, eu zic, bună ziua, ce faceți? Na, uite, suntem aici, domnul, mă cunoaște lumea. Zic, eu am nevoie numai de o adeverință și dau să intru. Dar vă trebuie să spune, domn Dragoș, noi tot pentru o adeverință suntem. Na. Și stau. Bă, și-a intrat unul pentru o adeverință și nu mai iese. Și eu îi întreb, dar ce face? Îi operează înăuntru? Dar o femeie îmi spune, domn Dragoș, aici când vii trebuie multă răbdare. Și eu sunt păstor la Pentecostal. Eu predic la mormântări și la priviri și ortodox îmi spune, când vin la dispensare, îmi trebuie răbdare. Voi aveți răbdare când așteptați? Când mă duc la cimitir și în fața mea o cucoană, nu o cunosc. La mine în chioșc, pe margine, lângă mine. Și aia spune, dați-mi două pâini, dați-mi niște cabanus, dați-mi niște măslini, 100 de grame. Aia cântărește, nu vreau neagri, vreau verzi. Răstoarnă, îi dă verzi. După aceea se uită, spune, în cutia aceea ce aveți? Eu aveam două pâini luate, numai să le plătesc. Și aia spune, dați dincolo ce aveți? Eu zic, Doamne, faci cumpărături sau ești numai curioasă? Și ea se întoarce, spune, Domnul, stai la rând, că eu sunt la rând.
Și nevastă spune, băi, nu-i frumos, băi, ești om din sat, băi. Stai la rând, ce cu tine? Voi aveți răbdare? Na, predicăm de răbdare, de aici începe pocăința. Dumnezeu să ne ajute, să răbdăm. Răbdare în slujire. Saul o aștepta 7 zile. Îi mai trebuie un ceas ca să vină Samuel și nu a răbdat. Și a spus Samuel, ai lucrat ca un nebun, măi. Am văzut că nu mai vii. Dacă ai avut o prorocie de la Domnul că te pune păstor, așteaptă, te pune când vrea el. La noi știu acolo un frate care a rupt o bucată de adunare și a făcut el adunare și l-a ordinat și când am vorbit cu el a spus, băi, de ce ai făcut tu treaba asta? Frate, da, îl cunoști pe prorocul ăla? Da. Ce lucrări are? Băi, de la Domnul. Prin el am avut că trebuie să fiu prezbiter. Și spun, măi, omule, dacă ai avut prin omul ăla prorocie că Domnul te face prezbiter, trebuie să aștepți. Și cu o zi înainte de a muri, te ordina prezbiter, că a vorbit Domnul. Și el spune, așa nu-mi convine mie cu o zi înainte. Avem răbdare când ne-a vorbit Domnul, să așteptăm să ne ajute Domnul, amin? Și apoi mai spun că ne trebuie răbdare în călătorie, ne trebuie în așteptare, când semănăm sămânța, dar noi intrăm în detalii că a trecut timpul și voi nu mai aveți răbdare, și ne mai trebuie răbdare în ispite. Iacov 1 cu 12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Ce înseamnă ispită? Prigoană. 1 Corinteni 4 cu 12. Când suntem prigoniți, răbdăm. Și noi nu prea răbdăm când suntem prigoniți. Asta înseamnă prigoană de la cineva mai mare ca mine. Când nici nu am ce face. Pe mine odată m-a luat unul de cap un sportiv, eu n-am văzut că-i beat. Eu l-am luat pe locomotivă, hai băi, Albert, cu mine. El s-a urcat, bă, pocăitul, era beat, m-a prins de cap, face, bă, pocăitule. Dar nu mă putem bate, că era luptător, avea 2 metri. Și eu mă rugam, hai băi, lasă-mă în pace, mă doare capul, băi, vezi de treabă. Și am răbdat, dar n-avem ce face. Pe ăsta parcă îl mai tolerez. Asta se cheamă prigoană. Știi ce rabzi mai greu? Slăbiciunile. Roman 15 cu 1. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Când vine un copil mic și sare la bătaie, atunci se vede cu pocăința cât ești de răbdător. Eu mă duc o dată în adunarea din Cajvana și am amintit ceva de fiul risipitor. Și când am gătit adunarea, vine unul la mine și spui, băi frate, cu erezii de astea să nu mai vii niciodată la noi. Am vrut să te opresc când predicai. Să nu mai spui prostii de astea niciodată. Că fiul ăla, Domnul l-a primit. Tu știi cine e fiul mai mic? Și eu zic, cine, frate? Israelul, mă. Israelul e fiul cel mic. Și eu spun, bine, frate, dar fiul cel mare cine? Și el zice, nu mă doare capul mine asta. Și fratele Vasilia Cobană spune, lasă-l, bă, că ăsta nu știe mica. Bă, așa m-a supărat, bă, dacă e un teolog care are doctorat, bă, e mai bun ca mine. Dacă nu, el nu știe nici tatăl nostru și mă contrazice pe mine. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabe. Și apoi mai vorbește ispită, Corinteni 1, 6 cu 7. De ce nu răbdați paguba? Există ispită numită pagubă materială. N-ați avut niciodată? Eu am avut. Odată am făcut, când eram tare necăjut, am pus gresie și faianță în baie și am pus o oglindă. Și am bătut eu oglinda cu ciocanul, cu cuile, că avea 2 găuri și m-am dat înapoi, m-am uitat și mi-a spărut că mai trebuie bătut un cui și am mai dat un cui drept în jumătatea oglinză. Și nu m-a pocnit oglinda, omul nevastă a venit, ce-ai făcut? Și m-am uitat în oglindă și o crăpat. A, nu glumi, ce-ai făcut? Am dat cu ciocanul în oglindă. Dar de ce-ai dat? Băi, femeia, un val cheamă un alt val. Lasă-mă, mă, în pace, am greșit, ce vrei? Nu că să fii mai atent. Dar eu stau cu ciocanul în mână și eu spocăit. Și spunea, măi, ispită, mă, măi, n-ai avut niciodată ispită? Când se pleci la evangelizare, ai pană. Când se face ceva, s-o gripat motorul. Sunt pagube materiale numite ispită. Le răbdați? Dumnezeu să ne ajute. Am vrut să predic ceva de răbdare. Cu treptele răbdării, cu beneficiile răbdării, cu sursa răbdării și întrebuințarea răbdării. Fraților, ați mai zâmbit că păreați un pic obosiți. Și am vrut să nu adormiți și să aveți răbdare până la capăt. Dar în modul cel mai serios vă spun,
Fără răbdare nu există mântuire. Dumnezeu răbdare să ne umple inima cu răbdare. Amin.